Internetul este un loc uimitor. Le-a oferit oamenilor din întreaga lume posibilitatea să se împărtășească cu talentele sau lipsa lor. Dar pe lângă un creator de conținut sincer, mai există 5 care au decis să mintă și să trișeze pentru a reuși. Ei creează proiecte false, drame de familie fictive și multe altele. Sper că aveți ochelari împotriva cringe-ului, fiindcă ne vom uita la fake-uri care au fost expuse. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Fenomenul familiilor fictive de pe YouTube de-a lungul anilor devin tot mai populare. În caz că nu știați, există așa YouTuberi care își demonstrează bogăția și inventează drame de familie de dragul vizualizărilor. De obicei se arată perfecți, dar dacă au nevoie de bani inventează o dramă. Se prefac săraci și își mai fac și copiii. The Ace Family este anume așa. Este formată din Austin și Catherine McBroom, împreună cu cei 3 copii ai lor. Canalul lor de YouTube are aproape 19 milioane de urmăritori. Ei au fost în centrul multor incidente mai nebune, dar în anul 2018 au stârnit o indignare aparte când au postat videoclipul Someone Broke Into Our House. Publicul a bănuit că ceva nu e în regulă, fiindcă, după cuvintele lui Austin, hoții n-au furat nimic valoros, care zăcea prin jurul întregii case. Dar totul a devenit și mai ciudat când a sosit polițistul și a început să se comporte așa. My guy right here, he's helping us out. He's part of the Ace family. Nu e prea profesionist. Ei bine, chiar nu e. Mulți l-au recunoscut pe actorul care deseori joacă rolul unui om al legii. Utilizatorii au contactat compania care îl reprezintă pe acest actor și s-au prezentat drept consultantul financiar al familiei McBroom. Apoi au primit o chitanță, emisă pe numele lui Austin. Desigur că el neagă acest lucru și zice că incidentul n-a fost regizat. Dar dacă în casa mea ar fi dat buzna hoții, n-aș fi stat să fac poză pentru preview. Și asta nu-i prima și ultima oară când asta s-a întâmplat. De atunci familia a fost dată în judecată cu milioane de dolari. Necătând la anunțul că vor părăsi YouTube-ul la sfârșitul lui 2022, McBroom continuă să filmeze videouri și în anul 2023. Ha, se pare că e timpul pentru un nou proces. Toți gamerii știu că și cele mai bune jocuri devin învechite. Atunci oamenii pur și simplu merg înainte, trec peste, dar nu și Sketchhack. Acesta și-a făcut un canal în 2011 și a devenit popular brusc, datorită jocurilor impresionante în care se joacă în shooterul online Team Fortress 2. Sute de mii de oameni îi vizionau skillurile și spre 2015 a adunat un număr mare de urmăritori. Totul a fost bine, dar odată a postat un video cu denumirea Classer, în care a anunțat că este bolnav în stadiul terminal și nu va putea posta. După asta și-a luat rămas bun de la fan și n-a mai postat niciun video. Dar moștenirea jucătorului decedat a continuat să trăiască și mulți au adus omagiu memoriei sale. El chiar este imortalizat în Team Fortress 2, în capacitatea de transmitere a moștenirii. Sketchhack Backwest. Și gata, Sketchhack a murit. Sau nu? Peste 3 ani, un utilizator, Alpha Owl al Redditului, a publicat o postare lungă privind toată treaba asta. Videoul lui Sketchhack, Clauser, a fost șters, înseamnă că cineva a intrat pe canal. De asemenea, în postare se zicea că cineva chiar a găsit profilul lui Sketchhack pe Steam și l-a adăugat în prieteni. Oricât de straniu ar suna, requesturile erau acceptate. Și acum cea mai ciudată chestie, cei care ajungeau în lista lui de prieteni primeau un GIF malefic. Se dovedește că acesta conținea un cod binar care, odată accesat, îi transporta pe oameni pe un link cu un video cu acces închis. Până la urmă se deschidea un video unde era nimeni altul decât Sketchhack, care promitea urmăritorilor content nou după 3 ani de lipsă. Fanii s-au bucurat că este în viață, dar au apărut multe întrebări. De exemplu, ce s-a întâmplat? Mai târziu, Sketchhack le-a oferit răspunsuri care s-au dovedit a fi șocante. Jucătorul nu că era doar în viață, el niciodată nici n-a fost bolnav. În anul 2015 a decis că pierde foarte mult timp pe jocuri și în loc ca să se retragă pur și simplu ca o persoană normală și-a înscenat moartea. Așa opțiune dramatică a fost aleasă intenționat, ca să fie greu să se întoarcă, dar asta n-a ajutat. Lui era atât de dor de Team Fortress că a inventat un plan grandios pentru a-și anunța învierea. Dar vina pentru că a mințit atâția oameni a fost prea puternică și Sketchhack a recunoscut că a mințit. Desigur că mulți au fost revoltați, atât de mult încât i-a fost șters numele din joc. YouTuberul a fost de acord că n-a făcut corect și și-a cerut iertare, deși întoarcerea grandioasă s-a dovedit a fi nu atât de grandioasă. La momentul acesta n-a mai postat nimic deja de un an, dar măcar a fost sincer, nu? Ceea ce nu putem spune despre următorul nostru erou.
Fake talk. TikTok-ul ne-a învățat o lecție foarte bună, că oamenii sunt gata pentru orice, pentru a atrage atenția asupra lor. Utilizatoarea pe nume Tixandroses a adus asta la cu totul alt nivel. Ea a devenit celebră în 2020 povestind despre viața cu sindromul Tourette. Tixandroses, sau pur și simplu Emerald, își filma viața de zi cu zi cu diverse ticuri verbale și fizice. De asemenea, avea un magazin online, Stratus Fiber, căruia îi făcea reclamă online. Dar există un dar. Când videourile de pe profilul magazinului au început să fie mai populare, oamenii au observat că Emerald a fost în cadru câteva minute, fără niciun tic. Ei vedeau cât de dese și puternice erau ele în contul principal. Deci, care era treaba? Emerald a negat acuzațiile și a spus că poate vorbi un timp scurt fără manifestarea simptomelor. Asta i-a convins pe oameni. Apoi a apărut un live de 54 de minute în care Emerald făcea reclamă companiei fără niciun tic. Și aici s-a început. Încercând să se justifice, Emerald a postat un video cu o rețetă recentă de la presupusul ei medic. A fost o strategie bună, dar fake. Comentatorii au observat că PTSD se repetă de două ori, că medicii nu folosesc cuvântul KID și că, de asemenea, logotipul spitalului nu era corect. Ca răspuns, Emerald a șters și acel video și profilul său de pe Instagram. Asta deja i-a enervat pe oameni. Cei care într-adevăr suferă de sindromul Tourette au început să menționeze neconcordanțele din videouri și a apărut un Reddit unde erau strânse toate probele înșelăciunii. Apoi s-a întâmplat ceea ce a fost ultima picătură în această poveste. Sora lui Emerald a scris un comentariu în care confirmă că ea nu suferă de Tourette. TikTokerița, deja de un an, nu comunică cu familia ei, care dorește doar binele. Sora fetei a mai zis că lui Emerald îi place să mai schimbe din adevăr. Ea a postat un video pe TikTok în care povestește că mai mult nu va vorbi niciodată despre sindrom. După, a dezactivat profilul Tixandroses, deși a mai postat câte ceva în profilul de business până iunie 2021. Apoi, a dispărut cu totul. Falsificarea pe internet cu părere de rău este o chestie surprinzător de deasă, deși total lipsită de respect. Cum credeți, Emerald va mai apărea pe aici? Eu nu sunt sigur, dar voi scrieți-ne părerile voastre în comentarii. Minciuna dulce. Dacă vă plac dulciurile, mergeți la Leicester Square, în Londra, unde se află cel mai mare magazin de bomboane cu o suprafață de 10.000 de metri pătrați. Se numește M&M Ord și e atât de plin de ciocolată că însuși Willy Wonka s-ar fi mândrit cu el. Dar dacă e să-l credem pe TikTokerul Stuart Laws, acolo se vând nu doar o grămadă de dulciuri. În decembrie 2021, Laws a postat un video în care caută un cocktail bar secret în interiorul magazinului. Într-un spațiu atât de mare ar putea să fie și un bar, nu? Uimitor, dar asta n-a funcționat. Peste ceva vreme, însă, Stuart a postat asta. Haideți să ne lămurim aici și acum. În M&M Ord nu există niciun bar secret. Stuart și prietena lui stau într-un WC-ul cu niște băuturi pe care le-au adus special pentru a primi niște atenție pe TikTok. Atât. Și băuturile, dacă sincer, arată cam așa și așa. Ei bine, în comentarii, angajatul magazinului a povestit adevărul. Câțiva utilizatori în glumă au spus că la fel au fost cândva la acel bar, dar nu există nicio dovadă că exista. Laos este comediant și a postat videoul știind perfect că orice publicitate e o reclamă bună. El chiar a scris despre această idee cu câteva luni înainte. Până la urmă, a rămas cu nimic. Pescarul care riscă. Eu nu prea sunt cu pescuitul, dar știu că e nevoie de momeală, de exemplu larve sau viermi. Lista nu include cola și mentos sau ouă. Dar în 2018, un video despre pescuit a devenit viral pe canalul Technic Tools și în el se foloseau anume acele ingrediente. Pescarul le-a turnat pe toate într-o gaură, suspectă, și peste ceva vreme a apăruse un somn. Ce? Internetul a fost șocat de acest video și curând au început să apară imitatori, care demonstrau tehnici similare de pescuit. Dar cum a ieșit așa? Ei bine, conform uneia dintre teorii, gaura ducea către un corp de apă din apropiere, iar oul a atras somnul flămând care a venit să-l mănânce. Apoi, ca rezultat al reacției dintre cola și mentos, s-a format o abundență de dioxid de carbon. Din cauza asta, peștele a început să se sufoce și a sărit din apă direct în mâinile vânătorului. Sună logic, deși ciudat. Somnii într-adevăr adoră ouăle de găini, căci sunt o sursă bună de proteine. Dar dacă vei sparge un ou într-o gaură, nimic nu se va întâmpla, iar să torni și cola pe deasupra, faci risipă. De fapt, videoul este un fake. Înainte de filmare, tipii au săpat două găuri unite printr-un tunel.
Când unul dintre ei filma că toarnă toate ingredientele într-o groapă, celălalt împingea peștele din alta. Așa și-a sărit din gaură. Technic Tools au recunoscut că anume asta și-au făcut în descrierea videoului. Apoi videoul a fost șters. În cel mai bun caz este o metodă falsă de pescuit, iar în cel mai rău caz, o atitudine crudă față de animale de dragul vizualizărilor. Acum nu cam încearcă să repete videoul și voi la fel n-ar trebui să încercați asta cu bieții pești. Unii prankeri chiar sunt răi, dar unii dintre ei sunt foarte cringe. Canalul Vitality TV este cunoscut încă din 2011 pentru diverse videouri cu prankuri stupide. El s-a prefăcut că se bășește în fața oamenilor, se leagă de fete necunoscute pe plajă. Nu știu cum de nu a primit-o pentru toate astea. În orice caz, i-au apărut fani și multe vizualizări. Cu timpul însă, toți au început să observe schimbările în videourile de pe canalul lui. Apoi, în timpul unui conflict cu alt YouTuber, FalseyTube, a devenit clar că toate prankurile lui sunt false. Deși de la început filma reacții sincere ale oamenilor din jur, mai târziu a început să angajeze actori care pretindeau că sunt trecători. Când adevărul a fost dezvăluit, reputația lui Vitali a avut de suferit, la fel ca și numărul vizualizărilor. Dintr-un pranker amuzant s-a transformat într-un escroc care se gândește doar la bani și apoi situația s-a înrăutățit cu totul. A fost plasat în închisoarea din Egipt pentru 5 zile, fiindcă s-a urcat pe una dintre piramide. În iunie 2020, el s-a bătut cu o femeie nevinovată în Miami Beach și a fost arestat. Ca urmare, a trebuit să-i plătească victimei $30,000 și să evite pedeapsa cu închisoarea. Un prankere una, iar un criminal e alta. De la așa ceva nu-ți mai revii ușor. El continuă să posteze pe YouTube și face videouri pentru niște site-uri adulte. Nu, îmi ajung actorii pe Netflix. Într-o zi încercam să asamblez un raft de la Ikea. Până la urmă m-am enervat, am mâncat o cutie de înghețată și l-am rugat pe tata să facă asta pentru mine. Dar unii oameni muncesc mai bine decât mine, ca de exemplu australianul John Plant, ce și-a început canalul de YouTube Primitive Technology încă în anul 2015. Plant construiește cele mai diverse chestii, de la adăposturi forestiere la trebuchete și folosește pentru asta doar resursele disponibile în apropiere. Asta impresionează și a adunat un număr mare de spectatori, dar odată cu succesul vin și imitatorii, cei ieftini. Canalul Primitive Technology Idea este unul dintre ele și au început să posteze propriile videouri undeva peste un an după Plant. Autorilor nu le e de ajuns să copieze numele și ideea canalului, ei vor și să îl depășească. În videourile lor construiesc niște chestii impresionante, ca parcuri acvatice în miniatură și totul cu propriile mâini. Doar că aceste mâini n-au folosit doar mâinile, cum poate să pară, ci instrumente și mașini. Ce? Da, cu alte cuvinte, videourile sunt fake, nimic nu vă deranjează. Deși autorii susțin că toate sunt construite de un grup mic de oameni cu ajutorul instrumentelor primitive, mai putem observa alți muncitori pe fundal. Alocuri observăm urme de la excavator. Liniile late din spatele lui sigur n-au fost făcute cu ciomagul pe care îl folosește. Pe cine încearcă să mintă? Ei bine, judecând după numărul de abonați, 6 milioane pe foarte mulți oameni. Deși să fi descoperit nu-i plăcut, banii cumva mai taie din sentimentul de rușine, iar noi nu putem face nimic. Pe YouTube există un trend atât de prostesc că aproape că mi-am pierdut încrederea în umanitate. Dacă nu ați știut despre el, atunci pregătiți-vă. Oamenii maturi se prefac că sună personaje din desene animate la 3 dimineața și pretind că sunt îngroziți de la discuția cu ei. JayStation e unul dintre cele mai proaste exemple de genul. Așa videouri sunt concepute pentru copii și sunt inofensive, dar contentul JayStation nu este chiar inofensiv. El a publicat videouri în care comunică cu vedete decedate, folosind Ouija. Asta este ciudat în sine. Făcea asta direct după moartea acelor celebrități. Desigur că așa comportament lipsit de respect a fost criticat de multă lume. Necătând la negativitatea care venea în direcția lui, Jay nu s-a oprit, ci a mers mai departe. În anul 2020 a declarat într-un video că iubita lui Alexia a murit tragic într-un accident rutier groaznic. În videoul care deja a fost șters, Jay plângea, povestindu-le urmăritorilor despre asta. Mai târziu a postat alt video în care ar fi vizitat locul în care fata a murit ca să-i onoreze memoria. Ținând minte despre trecutul lui, mulți au avut o atitudine sceptică față de asta, dar s-au găsit și oameni care l-au crezut. Nu a putut el să inventeze o astfel de tragedie. Curând, după postarea videoului, Jay a filmat altceva și anume asta a făcut ca toată reputația lui să se prăbușească. Era încă un challenge free și el ar fi contactat fantoma Alexiei prin Ouija.
Da, nu glumesc. După ce a văzut videoul, un urmăritor sceptic din Ottawa a sunat la poliție și a întrebat despre Alexia. El a aflat că n-a existat niciun accident. Apoi fata a recunoscut că de fapt e vie, că Jay a pus-o să își însceneze moartea, ca să obțină mai multe vizualizări. Ce om trebuie să fii ca să faci una ca asta? Un om ca Jay. Însă tipul a rămas cu nimic, fără iubită, fără canal de YouTube și fără reputația aia jalnică pe care o avea. De atunci a tot creat noi canale sperând să nu mai ia hate din partea oamenilor, dar în zadar. În următorul video voi contacta cariera lui Jay prin Ouija. Jussie Smollett este un cântăreț și actor popular, cunoscut pentru un rol în serialul Empire, dar mulți îl cunosc pentru incidentul care i-a distrus cariera. În ianuarie 2019, Smollett a anunțat poliția că a fost atacat. Potrivit acestuia, doi bărbați l-au atacat și l-au bătut, din cauza rasei și a orientării lui sexuale. A început investigația și majoritatea celebrităților și-au exprimat sprijinul față de actor. Într-un interviu a povestit în detaliu despre atac și a vorbit mult despre cât de greu trece prin asta, însă anchetei n-a ajutat prea mult și asta era ciudat. El susținea că vorbea pe telefon în timpul atacului. Poliția i-a cerut gadgetul, însă el a refuzat. La urma urmei, în februarie le-a oferit datele despre apeluri, dar o parte dintre ele lipseau. Peste câteva zile, poliția a arestat doi suspecți pe frații Osundeira, care lucrau cu Smollett la serialul Empire. Cei ce au povestit în timpul interogatoriului i-au șocat pe toți. Smollett i-a plătit pentru a acționa totul. Poliția a confirmat mișcările fraților cu ajutorul GPS-ului și înregistrărilor apelurilor. Dar de ce a făcut una ca asta? Actorul a explicat că nu era mulțumit de salariul său. Înscenând atacul, spera că asta va evidenția inegalitatea și îi va îmbunătăți atât cariera cât și salariul. Doar că planul a eșuat. A fost acuzat de mărturii false, a fost arestat și toată lumea a aflat că atacul a fost înscenat. Actorul a fost obligat să plătească $145,000 și l-au condamnat la 150 de zile de închisoare. Chiar și după ce toate dovezile împotriva lui au ieșit la suprafață, el refuza să recunoască că e vinovat. În timp ce era scos din sala de judecată, continua să vorbească despre nevinovăția sa și se prefăcea a fi un martir. Dar toate erau o minciună. Imperiile trebuie să lase moștenire, dar Smollett a lăsat doar rușine. Se pare că oamenii care au obținut succes în afara YouTube-ului puțin probabil să falsifice ceva de dragul atenției. Dar nu. Trevor Jacob, un sportiv extrem cu un CV impresionant care a participat la competițiile MMA, BMX, motocross, care a reprezentat SUA la Jocurile Olimpice pe snowboard, pe scurt e foarte cool. De asemenea, el are un canal de YouTube unde se împărtășește cu trucuri, poveri de viață și participă uneori la diferite challenge-uri. Dar în decembrie 2021 a postat un video care a atras atenția tuturor din alt motiv. În timp ce zbura cu un avion privat, a vrut să împrăștie cenușa unui prieten care ciuca de ciudat, dar a observat o problemă cu motorul și a fost forțat să sară cu parașuta. Jacob n-a suferit, dar aeronava s-a prăbușit. Foarte dramatic. Videoul însă a stârnit multe semne de întrebare. De ce de aeronavă au fost atașate câteva camere din diferite unghiuri, deși era un simplu zbor? De asemenea, piloții care au vizionat videoul au observat că ușa era neînchisă chiar înainte de defectare. De parcă Jacob planifica să iasă de acolo, plus parașuta deja era pe el. Jacob zicea că și-o pune mereu, deși în alte videouri nu o poartă. Toate sună deja ciudat, nu-i așa? Încă ceva straniu e că Jacob n-a încercat să îndepărteze defecțiunea, să ceară ajutor, să găsească un loc de aterizare de urgență, deși a fost antrenat pentru toate astea. A dat skip la toate aceste etape și a sărit. Da, Jacob a pus totul la cale pentru vizualizări. Acest act a atras un val de critici, iar Oficiul Federal de Aviație Civilă l-a lipsit de licență de pilot și a interzis reemiterea. Jacob însă nu simte nicio remușcare și zice că oamenii au ales să se supere. El spera să distrugă doar avionul, dar a mai avut de suferit și reputația lui. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!